Prețul grâului exportat de Rusia și-a reluat declinul săptămâna trecută în urma recoltelor mari din regiunea Mării Negre anunțate de România și Ucraina, arată datele Institutului de Cercetări Agronomice al României citate de Agerpres. Prețul grâului ce urmează să fie încărcat în porturile Mării Negre a scăzut vineri cu 1,8% față de săptămâna precedentă, la 162 de dolari pe tonă. Prețurile sunt în coborâre în urma recoltelor semnificative din Rusia, Ucraina și România, spun reprezentanții Institutului de Studii Agricole. Rusia și România ar urma să înregistreze recolte record, în timp ce Ucraina este așteptată să anunțe al treilea cel mai ridicat nivel de la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1991 arată datele Departamentului Agriculturii din SUA. Sub măsura destinată instalării tinerilor fermieri este la mare căutare printre olteni. De la finalul lunii aprilie, când a fost deschisă sesiunea de primire a acesteia și până în prezent s-au depus sute de cereri de finanțare pe sub măsura 6.1. În topul județelor cu cele mai multe solicitări se află Doljul, Dâmbovița și Olt. 329 de fermieri din Dolj și 230 din Olt au depus cereri la oficiile județene pentru finanțarea investițiilor rurale pentru a accesa fonduri europene, cu ajutorul cărora își pot deschide ferme în mediul rural. Sub măsura 6.1 este deschisă până pe 31 octombrie, însă dacă se epuizează fondurile, nu se mai pot depune proiecte. Cei interesați dispun în această sesiune de o alocare bugetară anuală de 161 milioane de euro. Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 de euro și va fi acordat sub formă de primă în două tranșe. 75% din cuantumul sprijinului se acordă la primirea deciziei de finanțare, iar restul de 25% în maximum 3 ani de la primirea acesteia. Domnul Rădea, sunteți directorul adjunct al DSVSA Dolj. Prin natura instituției pe care o reprezentați, aceasta are, printre altele, și rolul de control, de verificare a alimentelor și de protecția acestora. În această perioadă există sesizări din partea consumatorilor, conform cărora, din cauza consumului de pepene roșu, dar și al altor legume, oamenii au ajuns chiar la medic. Săptămâna trecută au fost niște întâlniri la prefectură și că s-a discutat cumva să fie luate niște măsuri. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Având în vedere că comercianții vând marfa angro sau la centre de gros pentru legume și fructe și lumenițe, se impune problema ca, de exemplu, unul încarcă marfa într-un tir, da? Și acolo pun 10 loturi. Cel care cumpără la tir și pleacă cu marfa mai departe, vrea un program de autocontrol, adică proprietarul care produce este obligat să se înregistreze. Eu produc anul ăsta 10 tone de lubenițe sau 5 tone de roșii sau 10 tone de cartofi. Din lotul dumnealui aduce la noi la laborator și testăm nivelul de pesticide și nivelul de îngrășăminte, după care dăm un buletin de analiză. El luând probele în prezența oamenilor noștri, adică aleatoriu, și normal, crescând toate în aceeași cultură, nu poate să selecteze, asta are îngrășăminte, asta nu are pesticide, înțelegeți? Și atunci noi, făcând aceste analize, îi dăm un buletin de analiză, nu este programul de autocontrol, de ce? Este al proprietarului, el, ca să vândă mai departe, lanțul de magazine, îi cere, dăm un buletin de analiză că marfa ta este bună. Acest autocontrol există, noi îl facem la toate produsele de origine animală, adică lapte, carne, brânză și tot ce se vinde la origine animală. Acum Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a propus această modificare legislativă ca și producătorii de legume și fructe să aibă acest autocontrol. Să aducă la laborator, le dăm buletin de analiză și îl vinde mai departe și spune produsul meu este salubru și nu conține nici pesticide, nici îngrășăminte. Am înțeles. Și atunci, din veriga pe care noi o analizăm epidemiologică, din trasabilitate, deducem că produsul respectiv este bun și atunci căutăm în altă parte, adică vedem unde s-a infectat pe traseu. Aș vrea să ne spuneți ce sfaturi dați oamenilor astfel încât să se evite astfel de situații și în același timp ce produse să aleagă, ce să consume, de ce să se ferească. În primul rând, produsele trebuie ținute și depozitate în condiții salubre. La piață, pe rafturi, în lădițe, la umbră, în soare, orice produs. L-ai ținut în soare normal, în 2-3 zile, se alterează cât am vrea noi. Asta e situația. Și atunci când alegi un produs de la piață, să vezi că este curat. El, dacă e ținut în condiții bune, este curat. Și
se adresezi și proprietarului și spune vânzătorului care de unde este, că de obicei majoritatea știu de unde au marfa și ce discuții preliminare sunt între vânzător și comerciant. Iar dacă apar anumite probleme, vă rog ca toți consumatorii să se adreseze Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Tolș. Avem două telefoane telverde fără tarife, adică telefoane verzi ale consumatorului, pot să ne sune și zi și noapte. Și avem și celelalte telefoane ale noastre și ale laboratorului și primim pentru analiză cu produsul respectiv. De obicei e bine să aibă și bonul fiscal, pentru că ne orientăm mult mai repede. Având bonul fiscal sau ce eliberează vânzătorul, e mult mai bine, pentru că știm unde ne adresăm. Atenție, apicultori! Începând din 2016, între acțiunile eligibile pentru plată din Programul Național Apicol intră nu doar combaterea varozei, dar și anosemozei. Aceasta este o boală parazitară a stupului denumită chiar ucigașul tăcut al albinelor, pentru că este foarte greu de depistat. Potrivit jurnaliștilor de la Agrointeligența, o atenție specială trebuie acordată și atunci când achiziționați medicamente, întrucât vor fi decontate doar medicamentele pentru care se face dovada că au fost achiziționate de la furnizori autorizați conform legislației în vigoare. Acest detaliu nu există până în prezent în Programul Național Apicol, fiind recent adoptat în ședință de guvern la un loc cu alocarea financiară de peste 30 de milioane de euro pentru sprijinul apicultorilor în 2016. De precizat că în 2016 furnizorii de medicamente, funduri de stupi pentru control, funduri de stupi antivaroa, mătci, roiuri pe faguri, familii de albine sau de stupi nu pot fi și beneficiari ai măsurii pentru care sunt furnizori în Programul Național Apicol pentru perioada 2014-2016. Totodată, noua formă PNA prevede la condițiile de eligibilitate că apicultorul poate să achiziționeze mătcile, roiurile pe faguri și sau familiile de albine prin program numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanțare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și acordarea ultimei plăți pentru finalizarea investiției. Înaintea acestor modificări, apicultorul putea să achiziționeze mătcile prin program până la data semnării oricărui contract de finanțare, precum și în perioada de monitorizare a contractului. Coacerea roșiilor poate fi ajutată cu o tehnică simplă lipsită de costuri 100% naturală, dar care trebuie făcută la momentul perfect pentru a ajuta planta să rodească mai repede. Vorbim despre ceea ce legumicultorii și grădinarii numesc foarte simplu cârnit. Potrivit specialiștilor de la Agrointeligența, cârnitul roșiilor este o tehnică înrudită cu copilitul, întrucât se realizează manual și constă în îndepărtarea unei mici părți a plantei. Practic, cârnitul se face prin ruperea vârfurilor de creștere ale plantelor, o procedură ce se face la stadiul de 4 inflorescențe pentru ciclul scurt de primăvară-vară și la maximum 8 inflorescențe pentru ciclul lung vară-toamnă, ce se poate întinde până în octombrie uneori. Cârnitul roșiilor ajută la direcționarea resurselor energetice către florile și fructele rămase, grăbind astfel dezvoltarea lor și implicit formarea fructelor și coacerea lor. Tehnica făcută la timp ajută roșiile să dea rod cu 2-3 săptămâni mai devreme. De precizat și că plantele cârnite nu vor mai crește și vor produce doar tomate din florescențele deja existente. Sfatul specialiștilor este ca procedura de grăbire a coacerii să nu fie făcută în toată grădina, ci doar la 2-5 plante care vă vor asigura primele roșii timpurii. Meteorologia anunță temperaturi periculoase pentru această perioadă. Indicele temperatură umezeală poate atinge în după-amieze pragul critic de 80 de unități, iar vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor pe arii restrânse caniculară, în sudul și estul teritoriului. Potrivit meteorologilor, regimul termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit va determina o intensificare a proceselor vegetative ale culturilor de câmp și pomii viticole, îndeosebi pe suprafețele agricole cu o bună aprovizionare cu apa a solului. Totodată, în zilele cele mai calde, pe fondul temperaturilor maxime ridicate din aer, situate frecvent peste pragurile biologice critice de rezistență ale culturilor de prășitoare, se va semnala ofilirea și răsucirea aparatului foliar în orele de amiază, îngălbenirea frunzelor bazale, forțări stadiale, precum și o depreciere a stării de vegetație, în special pe terenurile unde se mențin deficite ridicate de umiditate în sol.
La grâul de toamnă înființat în perioada optimă va fi posibilă finalizarea lucrărilor de recoltare în majoritatea regiunilor agricole, iar la culturile întârziate fenologic se va definitiva maturitatea deplină. Floarea soarelui își va definitiva formarea capitulului, continuându-se fazele de înflorire și maturitate în ceară. În majoritatea plantațiilor, semințoasele se vor afla în fazele de creștere a rodului, acumularea zahărului și coacerea fructelor, iar sâmburoasele vor parcurge maturarea fructelor și recoltarea. La vița de vie se vor semnala creșterea frunzelor lăstarilor, iar la soiurile timpurii de masă, creșterea și izolat maturarea boabelor, în cea mai mare parte a podgorilor. Lucrările agricole specifice campaniei de vară se vor efectua în bune condiții.